Polițiștii biroului rutier au fost solicitați joi, 2 septembrie, să intervină la un accident de circulație produs pe drumul național 1F, la kilometrul 74. Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit că o auto utilitară care circula pe direcția Cluj-Napoca-Zalău, condusă de un tânăr de 33 de ani din județul Bihor, a intrat într-un cap de pod. În urma impactului, pasagerul, un tânăr de 27 de ani din municipiul Zalău, a fost rănit ușor. Șoferul a fost testat cu alcool testul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui accident.